Vreau să vă mulțumesc că mă uitam la Iosif. Și dacă nu mi-e să cred că e Iosif. Așa la mic pe care l-am văzut când am venit o primă redață aici. Și anul acesta va fi în toamnă, 26 de ani, de când împreună cu fratele Florin Ciuciui mă mutasem în Michigan. Și am zis, auzi, nu vrei să mergi cu mine în misiune? Eu, prin harul Domnului, mulțumesc că m-a învățat Domnul, așa de când am venit la 19 ani. Păi vrei să mergi cu mine? Ok, mergem la Montreal, la niște frași. Am venit la Montreal și l-am găsit pe fratele Ghionori și cu Rodica și am găsit așa câțiva frați și am mers noi cam dezamăgiți de aici. Dar eu vreau să vă încurajez pe dumneavoastră în numele Celui care a înviat. Și dacă am să zic Hristos a înviat, chiar dacă nu o să ziceți adevărat, faptul că sunteți aici este adevărat. Amin. Și dovedește adevărul căci Hristos este viu. Amin. Și eu sunt una dintre aceste mărturii, căci Iisus Hristos este viu cu adevărat. Ar vrea doar să le citesc, nu să adaug la text, dar să citesc, adică din Apocalipsa capitolul 5, un cuvânt, nu prea multe, am să încerc să spicuiesc versetele, dar ca să ne aducem aminte și să ne înviorăm sufletele și să realizăm că dacă oamenii din afară și musulmani, o, Iisus, ia, sigur, știi despre Iisus. O, Iisus este a fost un mare preot, un mare profet, sorry. Un mare profet. Ei nu spun preot, că nu o să recunoască, cu toate că Hristos a fost și este un mare preot, mare preot. Și am să citesc capitolul 5, spune așa. Cât mai puțin am spus. El a venit și a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi, nu, versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiar și avea 7 coarne, 7 ochi care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreapta a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea și cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o adăugă și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile Sfinților. Am citit aceasta bine seara, reamintind încă o dată că rugăciunile noastre, frați și surori, prieteni, dacă sunteți aici, făcute sincer, nu se duc în jos, se duc în sus, dar se duc până la tronul lui Dumnezeu. Și spune aici așa, zice, citesc versetul 10, ai făcut din ei o părăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Haideți să citim versetul nou, că nu face sens să citești. Și zice, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice noroc și din orice neam. Și au zis, și ai făcut din ei o părăție și o preoție. Și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Versetul 12 îi ziceau cu glasare, vrednic este mielul care a fost unghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, a celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Nu mai citesc pentru că nu ne încape timpul. Deci am citit aceste versete pentru ca să înțelegem. Și dacă n-am înțeles, să ne silim să înțelegem căci noi n-avem de-a face cu un Iisus Hristos care a fost mort și a rămas în mormânt, iar dacă a înviat, totuși este un Hristos anemic, a înviat cumva pe jumătate. Hristos este Dumnezeu. Vă rog să citiți Cartea Evreilor și veți găsi că și acest Iisus Hristos, Dumnezeu l-a înviat, i-a dat putere să mântuiască, să ierte de păcate, să elibereze, să sfințească și să curățească și l-a făcut ce? Marele preot, mi
mijlocitor între om și Dumnezeu? Și unde se găsește? La dreapta tronului de mărire, de glorie și de slavă? Astăzi. Evrei, capitolul 4, versetul 16, 15 și 16, vă rog să citiți acolo și veți găsi că El astăzi se găsește acolo, pe un scaun al harului, nu al judecății, dar va veni o zi când va fi pe scaunul de judecată și atunci s-a terminat, atunci nu mai putem să ne pocăim, atunci nu mai putem să cerem iertare, atunci nu ne mai putem mărturisi păcatele, atunci nu ne mai putem schimba viața. Și vreau să revin la textul din dimineața aceasta, și să ne îndreptăm spre textul acesta pe care Domnul să-l binecuvinteze pe fratele, că și la rest se potrivește pentru noi ceea ce ne găsim aici în dimineața aceasta. Și unul o să zică, frate drag, poate cumva, nu uita că noi suntem creștini, noi suntem botezați, botezați și cu Duhul Sfânt, e foarte adevărat să fiți să fie Domnul, pentru că mireasa Domnului Iisus Hristos trebuie să aibă sigilul Duhului Sfânt pe ea, pe cetea salvării. Pentru că Romani, capitolul 8, versetul 28, dacă nu cred, mai rapăr, vă citesc în ea, ascultați aici, versetul 11, și dacă Duhul ce-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce-a înviat pe Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare în ziua aceea. Deci dacă în momentul când a intrat în țărâna Pământului, Duhului Dumnezeu a putut să mărturisească înaintea Tatălui locul de unde vine, trupul de unde vine, că a fost un trup dat lui Dumnezeu. Atenție! Un trup dat lui Dumnezeu, tinerilor, fraților, un trup dat lui Dumnezeu. Spune aici textul din dimineața aceasta, versetul anterior spune așa, mai sus. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Pe fratele, am pocăit, frate, ce ne predici nouă? Dragi prieteni, frați și surori care ne găsim aici, tine, n-are importanță vârsta. Domnul Iisus Hristos, toți știm de Paște. Și ne aducem aminte că atunci unii știu că la Paște trebuie să mânci bine, să ai haine frumoase. Eu vreau să vă spun că când eram copil, țin minte, până pe, nu știu, 14 ani, 13 ani, părinții mei au fost pentecostali. Dar eu știam că mama o să-mi cumpere pantofi noi, nu că nu ne cumpăra și înainte, dar era obiceiul, la Paște vreau să ne cumpere haine. Noi aveam mâncare mai bună ca de obicei, cu toate că aveam mâncare că se arunca de obicei. Și asta era în mintea mea. Rușine, dar ăsta a fost adevăr. Până când? Aveam 14 ani. Când am început să iau pe lângă. Am luat-o bine pe lângă. Nu am dus calații în lune, nu știu cât, dar nu eram ascultător. Și mama n-a mai putut să biruiască cu mine. Asta vă spun părinților, mamelor și taților. Și bine dacă vor tinerii. Și într-o zi, mama, știți ce a făcut? N-a mai putut să vorbească cu mine când avea cu cine. A început să te telegrame sus la cer. Și într-o zi, eu am plecat să mă distrez. Și m-am dus la unchiul meu. Din țara Rațegului. Într-o localitate societate. Și am ajuns acolo să mă distrez, am zis, să fac vacanța. Eu n-am știut că acasă a rămas mama care plângea și se ruga și postea. Și stătea de vorbă cu Dumnezeu. Și într-una din dimineți, la soi, m-am sculat că trebuia să plec la tren și am avut un vis în noaptea aceea. Și am visat un om înalt. A venit așa la înălțime deasupra patului meu cu un costum alb în mână și a zis, ăsta e al tău. M-am trezit, n-am înțeles nimic. Și unchiul mă întreabă, alu, nu vrei să mergem să ne rugăm la o vecină care am auzit că au plecat la Domnul anul trecut, anul 2, la 90 ceva de ani. Să ne rugăm acolo. Vă mărturisesc pe Dumnezeu. M-am dus acolo și Domnul mi-a schimbat viața și am plecat din societate un om schimbat. Când am intrat acasă în casă și am deschis ușa, mama s-a uitat la mine și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Și nimic. Eu nu puteam să vorbesc românește, mi-era frică să vorbesc românește. Și a zis, Domnul mi-a spus azi noapte că te-a sigilat cu Duhul Sfânt. Mamelor, taților, tinerilor, să nu uitați, această Evanghelie, repet, spune aici, repet,
ca să avem o viață nouă. E foarte bine că te-ai botezat, pentru că Biblia spune, cel ce crede se botează. Întrebarea mea este, și cu aceasta începem, ce înseamnă învierea lui Iisus Hristos pentru tine, dacă crezi în învierea lui Iisus Hristos? Ce înseamnă Iisus Hristos pentru viața ta? Pentru viața ta, nu de om care nu-L cunoști pe Dumnezeu, pentru viața ta de om care într-o zi ai spus, Doamne, atunci când ai fost întrebat, când ai încheiat legământul în apa botezului, până când îl vei sluji pe Iisus Hristos? Până la moarte. Așa să fie, Dumnezeu să binecuvinteze legământele care am făcut, dar vreau să vă spun, aleluia, că mă văd aici și vă rog să vă rugați pentru mine, că mă văd aici la un moment în care simt că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent aici, în această biserică, în dimineața aceasta. Și are în vedere să cerceteze, nu cu forța nicio inimă, dar are în vedere să cerceteze inimile acelea care au acolo, în adâncul lor, o dorință și zic, Doamne, am nevoie de Tine. Vreau să fiu alta, vreau să fiu altul, dar parcă mă văd că merg înapoi și nu merg înainte. Frați și surori, am spus, Hristos, aduceți-vă aminte că Lazar a înviat, eu vreau să vă întreb, Lazar care era putre, când Lazar a înviat, eu vă întreb, ce fel de Lazar a înviat? Ce fel de Lazar? Un om plin de viață? Un om care n-a fost mort niciodată? Un om care a trecut la activitate dintr-o dată. Creștinule drag, care stai aici pe bancă în această dimineață, Dumnezeu a spus, Hristos ne-a dat viață și ce fel de viață? O viață plină de viață. Eu te întreb pe tine, dacă ai un copil care Dumnezeu ți l-a dat în casă, și la vârsta de 3 ani, copilul tău este ca la vârsta de 9 luni. Cât de bucuros ești tu de copilul ăla? Cât de nădejde spui în copilul ăla? Repet. Pentru că după cum Hristos a înviat din mort, prin slava Tatălui, tot așa și voi să trăiți o viață nouă. Eu vă întreb, Hristos, după ce a înviat din morți, ce fel de persoană a fost? Ce fel de persoană a fost Hristos înviat din morți? A fost Iisus Hristos un om și Dumnezeu? El a fost înainte. Dar dacă vă uitați la mărturile care există pe paginile Sfintelor Scripturi, Hristos de data aceasta a înviat, Dumnezeu a înviat cum? Un om nou. Arătarea lui era de om, dar el era Dumnezeu. Noi am făcut un legământ cu Hristos. Noi ne-am botezat. Și Pavel spune că atunci când noi ne-am botezat, ce a avut loc? A avut loc moartea omului vechi și să nu se simtă nimeni jignit că ne întoarcem la lucrurile începătoare. Dar frați și surori, orice casă, am înțeles că vreți să faceți o construcție aici și îmi spuneau frații că e nevoie să dărâme tot. Și am întrebat de ce și mi-a explicat, pentru că n-are fundație. E adevărat. O pocăință, Domnul Iisus dă pilda aceea cu cele două case zidite, una pe nisip și una pe stâncă. Și de acolo spune și ce se va întâmpla cu cea zidită pe nisip și ce se va întâmpla cu cea zidită pe stâncă. Adică încercarea vine și peste una și peste alta. Dar cel care a zidit pe Hristos și pe cuvântul Evangheliei și pe cuvântul adevărului, vă duc în Biblie și vă duc la Iosif, omul care a zidit pe Dumnezeu, vă întreb, când a venit femeia stricată la el și i-a oferit păcatul și cursa compromisului, ce a spus? Cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? A zis prima dată și apoi a lui Potifar. Dragul meu creștin, noi când am făcut legământul cu Iisus Hristos în apa botezului, nu vorbim de botezul cu Duhul Sfânt, că acolo e mai departe și de acolo cele mai departe. Noi am spus că vom fi altfel de oameni și când vorbim de altfel de oameni, spune că omul vechi, pe omul vechi poate fuma, omul vechi poate curvea, omul
vorbește despre omul nou și spune că omul nou îi se schimbă mintea, îi se schimbă felul de a gândi, îi se schimbă felul de a-și vedea soția. Poate până înainte de a se întoarce la Dumnezeu, o ura, o bătea, o schingea, își fugărea copiii din casă. Era un om care nu putea să stai lângă el. Un om care a venit la Hristos, o femeie care vine, un tânăr care vine la Hristos. După ce s-a întâlnit cu Hristos, aceasta este lucrarea, se întâmplă o transformare în viața ta. Deci noi putem spune Hristos a înviat. Dar dacă rămânem în aceste cuvinte doar aici pe buze, doar aici undeva în intelect, ca și cunoștință, că suntem bogați în cunoștință, dar când ne confruntăm cu situația, când ne confruntăm cu realitatea vieții, noi cădem și nu se vede în noi diferența dintre omul vechi și omul nou. Oamenii care se uită nu pot să vadă că există diferența dintre întuneric și vechi. Poate nu e lumina așa de strălucitoare. Dar vezi, nu stai un pic, mă. Stai un pic, că... Nu, dar e diferit, mă. Dar ce-o fi aici cu omul ăsta? Era ce-o fi cu persoana asta? Măi, dar ce? Vă aduceți aminte ce mi s-a spus? Mă, zice, și vorba atât de gol, eu zic la Petru. Și vorba atât de gol, că mi s-a spus un dintre un dumnezeu că ai umblat cu Hristos. Păi, dacă ne-am botezat în Hristos, dacă am făcut un legământ cu Hristos, dragii mei, trebuie să aibă loc o moarte. Și când are loc o moarte, ați încercat vreodată să vă duceți și să insultați un om mort? Ați încercat? Nu vă sfătuiți să o faceți, că să vă faceți de râs. Dar dacă nu vă vede nimeni, puteți să o faceți și o să vedeți că nu vă spune nimic. Nu o să vă spune nimic, nu deranjează. Du-te la urmă și spune, vai, ce frumos, zice. Nimic nu se întâmplă. De ce? Pentru că e mort. El nu are viață. Pune și așa. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi venit în lumea aceasta într-un trup asemănător cu al trupului omenesc, un trup în care de la căderea lui Adam și a lui Eva în păcat, și dacă vreți detalii, duceți-vă, vă rog, în Geneza capitolul 3 și veți găsi acolo modul diabolic în care diavolul a intrat în discuție cu Eva ca să-i facă să păcătuiască și să cadă. Și veți afla acolo lucruri și veți afla acolo modalități cu care diavolul astăzi vine la noi. Și dacă vă veți duce în fața oglinzii spirituale și vă veți uita, veți constata și surorile și frații că Satan e un mare șmecher. Și că lui nu-i rușine și că n-are bun simț și că n-are nimic din buna morală umană, nu creștină, umană. Nimic, nimic. Ce are perversitate, răutate, viclenie și toate lucrurile nelegiuite ale omenirii în care omenirea se scaldă în ziua de astăzi. De aceea, noi suntem aici în ziua de astăzi. Niciunul, dacă cineva crede că este la voia întâmplării, aleluia! Pa, cominat, eu sunt, fraților. Vă spun foarte sincer. Simt că Duhul Sfânt este aici. Și cred că simțiți și dumneavoastră. Dar am un îndemn. Lăsați-l să vă scuture inima. Lăsați-l să vă cerceteze. Iar dacă simțiți că vă vine să plângeți, dați drum ochilor să plângă. Stați de vorbă, intrați în taina Duhului vostru, intrați în legătură cu Hristos prin Duhul Sfânt și lăsați-vă miște viața. Și dacă simțiți că sunt lucruri din omul vechi care au reușit să vă prindă după ce ați făcut legământul, au reușit Satana să vă înșele și să vă întoarcă apoi la ceea ce poate întuziasmă de păda. Și vă dați seama că de fapt nu sunteți ceea ce ar trebui să fiți. Astăzi, nu mâine, astăzi este momentul cel mai potrivit în care, atunci când se va face rugăciunea la sfârșit, să-i spui, Doamne Iisuse, aici sunt.
Mă cunoști? Mă știi? Dar știi ceva? Eu vreau ca de aici să nu mai plec fără tine. Eu vreau ca de aici, în dimineața aceasta, tu să pleci cu mine. Și eu să fiu cu adevărat omul nou. Eu să fiu cu adevărat persoana aceea nouă. Eu să fiu soția aceea super nice să pot să fii. Dar să fac cât pot eu mai bine în casa mea. Să fiu soțul care să fac cât pot mai bine pentru soție și pentru copii. Pentru pacea din casa mea. Pentru biserica în care mă închin înaintea lui Dumnezeu. Să fac ceva, să pun umărul la ceva. Pentru că aceasta înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să spui, Hristos a înviat, Hristos este viu. Pentru că în momentul când tu faci această mărturisire, înseamnă că automat Hristosul acela trebuie să fie viu în viața ta. Adică, ce înseamnă să fie Hristos viu în viața ta? Înseamnă că viața ta personală, intimă, personală, deci, nici chiar față de soția ta. Tu, față de Dumnezeu, tu nu te raportezi la lumea din jur. Lucruri care oamenii nu le știu. Ai în tine frica de Dumnezeu. Ai în tine acel simțământ. Că-L cunoști pe Dumnezeu? Dacă pentru tine, ce a zis Daniel când i s-au oferit oferta să mănânce bucate de la masa împăratului? Ce a zis Daniel? Oamenii aceștia erau robi, adevărat. Dar li s-a oferit șansa să aibă o viață largă, fără limite. Și a zis, nu se poate. Noi nu putem să ne întinăm. De ce? Pentru că ei aveau o învățătură de acasă. Și vreau să vă spun, fiți foarte atenți aici, lucruri profunde de temelie, nu numai pentru tine, pentru noi, credincioși, și pentru noi părinții. Oamenii aceștia, pentru ei învățătura de acasă, n-a fost o poveste spusă de mama și de tata, dar vreau să vă atrag atenția părinților. Copiii aceștia au văzut seriozitate în părinți și au văzut felul în care ei au tratat poruncile lui Dumnezeu, că au avut respect și reverență și au avut o frică de Dumnezeu. Și copiii aceștia au zis, măi, ce spune mama, să știi că e adevărat? Pentru că eu vreau să vă spun exact ca și copila din casa lui Naaman, când s-a dus într-o zi și a spus la stăpâne, auzi, știi, acolo la noi este acolo mama lui Dumnezeu. Și dacă Domnul, soțul tău ar fi acolo, Dumnezeu l-ar vindeca, prorocul l-ar vindeca. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, fraților care suntem aici, pentru că vorbim despre însemnătatea învierii lui Iisus Hristos, fraților. Despre poruncile lui Dumnezeu aplicate în mod direct și viabil în viața noastră de creștini. Pentru că este plină lumea de creștini, e plin Montrealul de creștini. Oameni care zic, vorbesc despre Dumnezeu. Dar ce vorbește viața mea despre Dumnezeu? Ce vorbesc cu oamenii din jur despre Dumnezeu, despre mine? Ce se spune? Ce se întâmplă? Spune că oamenii aceștia, Daniel, au riscat viața. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, vă rog să citiți acasă și veți găsi ce vă spun adevărat. Oamenii aceștia, după ce li s-a dat testul, întrebarea mea este, au trebuit să plece capul în jos? S-au ridicat fruntea în sus? Nu s-au ridicat în ei și nu s-au scos pieptul de mândrie, ci pentru că l-au înălțat pe Dumnezeu și Dumnezeu ce-a făcut? Ce-a făcut? A adeverit decizia lor că este după voia Lui. Da sau nu? Da, fraților? Slăviți să fie Domnul! Deci noi avem un Hristos, spune Pavel aici, ascultați în continuare. Zice, împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel încât să nu mai fim rob păcatului. Păi se permite ca eu, fratele credincios, să spun, hai, părere, vezi, nu mai pot. Credeți dumneavoastră, frați creștini, că aceasta face parte din calitățile omului nou? Sau avem discuții în casă care copii sau și vreau
că nu-i cazul aici, Doamne ferește. Dar se dăm, am auzit de lucrurile acestea. Lasă să mă repet. Lucrurile vechi au fost îngropate atunci când ne-am predat Domnul. Și apoi nu mai vorbesc despre momentul când Domnul ne sigilează cu Duhul Sfânt. Dar pentru că noi suntem în luptă. Deci noi suntem în luptă, fraților. Și lupta aceasta nu se termină până când nu pleacă sufletul din trup. Și pentru ca să putem să biruim lupta, aveți spune în Corinteni, în capitolul 2, cred că în 2 Corinteni 10, dacă nu greșesc, o să vă spune acolo, zice, măcar că trăim în trupul acesta. Noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, ci noi luptăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, de lumina care vine din la Dumnezeu, iar gândurile care vin și nu sunt de la Dumnezeu, ci zice Pavel, și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Fraților, însemnătatea învierii lui Iisus Hristos nu este doar o amintire, doar o zi ca să ne aducem și noi, venim la biserică deosebit, vorbim de... Nu, fraților! Însemnătatea învierii lui Iisus Hristos pentru viața creștinului este omul nou, caracter nou, trăire nouă, familii noi, copii noi, biserică nouă, lucrurile vechi s-au dus de a lungă și luptăm împotriva lor cu rugăciune, cu post. Nu luptăm unii împotriva altora. Nu luptăm părinții împotriva copiilor, copiii împotriva părinților. Știu că poate la unii zice, oh, frate, asta e teorie, fraților. Știți, nu-i teorie. Când o punem în aplicare. Dar când o punem în aplicare, să știți că nu mai este o teorie, ci este o realitate a puterii lui Dumnezeu și a puterii Duhului Sfânt, care are puterea să schimbe viața, să schimbe vocabularul, să schimbe atitudine, să te facă din un om care poate era iute, un om care era mânios, era, te certai repede, să-ți dea pace, să-ți dea liniște, să-ți dea putere să rabzi, să-ți dea putere să fii altfel, să iubești și pe aia care zici, băi, ăștia nu merită să iubesc. Fraților! Am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Nu m-a spus la mine. Spune aici așa că și ne-am murit de drept, este izbăvit de păcat. Deci ca să putem să fim izbăviți de păcat și pentru ca, dacă vă duceți în cartea Apocalipsă, în capitolul 2 în Apocalipsă, auziți? Majoritatea noastră cunoașteți. Spune aici așa. În Apocalipsa 20, spune că în ziua aceea se vor deschide cartea vieții și alte cărți. În cărțile acelea, cum zice Habacuc, capitolul 4, și ori de câte ori ne-am adunat unii cu alții, îngerii lui Dumnezeu, au scris ce cărți de aducere aminte. Trebuie să fim foarte atenți, ori de câte ori ne adunăm, ce vorbim, cum ne purtăm, cum acționăm, ce facem. Pentru că de felul cum ne purtăm, ne vom întâlni, vrem sau nu vrem? Vrem sau nu vrem? Ne vom întâlni cu aceste lucruri. Dar pentru ca să fim oameni biruitori, pentru ca să putem să biruim, spune aici așa, zice, întrucât știm că Hristos înviat din mort nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire a Lui asupra Lui. Dar de ce? Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos, când era în grădină cu ucenicii, a zis, vine stăpânitorul lumii acestea, la mine, nu-ți găsi nimic pe aia. Și adevărat că n-aveți nimic pe aia. Domnul să ne ajute ca noi, diavolul, să nu poată găsi nimic și o să ni se pară cumva exagerat. Să nu ni se pară exagerat deloc, frate. Ce din potrivă, ne-am rugat aici la ora de rugăciune despre călăuzirea Duhului Sfânt, despre botez cu Duhul Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt, frate. Dar pentru ca aceste lucruri să se poată întâmpla în viața noastră, noi trebuie să avem în viața noastră un Hristos care este viu cu adevărat. Și dacă acest Hristos este viu cu adevărat, atunci El va fi prezent la sfaturile din viața noastră, El va avea locul întâi la deciziile din viața noastră, vorbesc de familie, vorbesc de tineret, de frați, când există situații între frați, când există decizii de făcut,
ne rugăm lui Dumnezeu, ne sperim lui Dumnezeu. Aduceți aminte de Nemia când a plecat să rezidească din nou Ierusalimul? Au zis, e rușine să cerem o plotire, să cerem gardă de la împărat, dar noi ne sperim înaintea lui Dumnezeu, ne aplecăm înaintea lui Dumnezeu, noi postim înaintea lui Dumnezeu, noi ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ce a făcut? Întrebarea mea este, a rămas Dumnezeu dator? Nu deloc, ci din potriva a răspuns cu o plotire, cu călăuzire. Frați și surori, Hristosul nostru este cu adevărat viu. Amin. Dar pentru aceasta, viața noastră, viața noastră. Citeam în Ioan, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, majoritatea cunoașteți, n-am să le citesc, dar am să citesc doar un verset și spune aici așa. A venit Aisaia, Aisaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, răspuns nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru ca să ne naștem din nou, să ne schimbăm, să fim altfel de oameni, frați și surori. Pentru că e foarte bine că venim la biserică. E foarte bine că suntem membri aici. Dar dacă trec ani, trec 20 de ani și după 20 de ani noi suntem tot oamenii aia care poate am fost înainte de botez, problemă. E problemă. Deci Domnul să ne ajute. Timpul se apropie de încheiere și nu vreau să vă obosesc. Aș vrea să vă citesc de aici un verset. Câteva versete. Spune așa pe padre. Fiindcă prin moartea de care a murit el, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Ce ne spune nouă aceasta? Domnul Iisus Hristos. Cred că ne aducem aminte. Care este motivul cu care Domnul Iisus Hristos ne-a motivat și Apostolul Pavel spune în Corinteni. Când vorbește despre cina Domnului, spune că ori de câte ori faceți lucrul acesta, ce facem? Noi vestim suferințele Domnului Iisus Hristos. Deci asta este o altă importanță cu care, un alt aspect, o altă acțiune pe care noi trebuie să o primim în ce privește cina Domnului Iisus Hristos. Prin aceasta, noi mărturisim căci Hristos a murit, dar că a înviat și că El este marele preot mijlocitor între om și Dumnezeu. Și că nu putem, noi ca membri ai bisericii, noi ca membri care pretindem că în ziua când Domnul Iisus Hristos va veni să ne ia la cer, noi vom pleca cu El. Dar dacă noi, poate ne-am și uitat de când n-am mai participat la cină, sau poate am venit la cină și numai noi știm cum am venit, dar am plecat poate mai rău. Cuvântul Evangheliei, repet dacă vreți, spune aici așa. Fiindcă prin moartea de care a murit El, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Deci, cu păcatele am terminat. Dacă se întâmplă accidente, ne mărturisim. Avem păstor. Dacă nu ne place de păstorul din biserică și Domnul să facă să ne placă, că de-aia Dumnezeu l-a pus aici să ne rugăm pentru el, dacă nu vrei să te mărturisești, nu te obligă nimeni. Dar cauți un om al lui Dumnezeu, cauți la cine tu ai simțământul. Cu toate că nu vă învăț la tot ceva și aș vrea să nu mă înțelegeți greșit, dar trebuie să ne mărturisim, să ne corectăm viața și să ne apropiem de cina, de trupul și de sângele Domnului cu reverență, cu frică, cu temere să ne apropiem, pentru ca cu adevărat gura noastră, așa cum am zis în dimineața aceasta, Hristos a înviat și asta a zis adevărat. Dar întrebarea mea este dacă viața mea nu mărturisește că este adevărat. Eu pot să spun adevărat. Dar eu rămân tot acolo. Rămân tot omul acela, rămân tot femeia aceea veche, rămân tot în situația mea care nu este plăcută lui Dumnezeu. Dar motivul pentru care, și vreau să mă apropii să închei, motivul pentru care suntem aici în dimineața aceasta. Cine? Frați?
surori, prieteni. Motivul pentru care ai ajuns aici, în această dimineață, nu este pentru că poate tu zici în sinea ta, mă, am pus să merg la biserică. Foarte bine. Ei, m-a chemat cineva. Am obiceiul să vin. Adevăratul motiv este că Iisus Hristos, Duhul Său cel Sfânt, a vrut în această dimineață să ne ajute să reanalizăm relația noastră cu Dumnezeu, să reanalizăm poziția noastră și vă amintesc încă o dată care este importanța sau ce reprezintă învierea Domnului Iisus Hristos pentru viața mea și pentru viața dumneata. A schimbat ea ceva în viața mea? Și unii vom spune, da, ne-am botezat, am primit și botezul cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul, să-i tare, binecuvântat să fie numele Lui. Dar întrebarea mea este încă o dată. Dacă afirmația gurii tale este da, viața mea tot da spune. Trăirea mea de zi cu zi spune tot da. Sau am renunțat să mai lupt, am renunțat și am obosit, poate am renunțat să mai trăiesc pocăința, poate am renunțat să mai alerg la rugăciune, poate am obosit să mai mă port cum trebuie, poate zic, eu știu dacă mă mai mântuiește Dumnezeu. Pentru că e adevărat, viața este plină de încercări, amărăciunile sunt foarte multe și metodele diavolului sunt de a lupta pentru nimicirea sufletului, nu pentru zidirea sufletului. Mă limitez aici și doresc ca Dumnezeu cel adevărat, care ne-a ajutat să fim aici în această dimineață, să ne ajute ca în viața noastră să avem pe Iisus Hristos ca marele preot, ca și călăuzitor, ca și sfătuitor, ca și cel care ne sfătuiește și ne întărește și ne înviorează sufletele. Și ne dă biruință ori de câte ori avem nevoie. Mă îndemn să vă rugați pentru păstorul dumneavoastră, Dumnezeu să-L întărească și vreau să-L încurajez. M-am uitat peste biserică și dimineața aceasta și vreau să spun, frate Iosif, chiar dacă poate nu-ți place așa de mult în mod real, cum i-am spus eu că am venit și vreau să vă spun că m-am uitat după atâția ani și zic, bă, poate că nu mi-ar plăcea să mă mut aici, așa că omul se obișnuiește, dar vreau să vă spun pentru frumusețea sufletelor dumneavoastră, frate Iosif, Dumnezeu să te binecuvinteze cu soția împreună, să poți să slujești pe Domnul și dumneavoastră ca biserică să-L ajutați, să-L binecuvântați în sens de rugăciune, în post și în sfaturi bune, pentru că suntem oameni și avem nevoie de sprijinul unii asupra altora. Domnul să vă binecuvinteze familiile, Domnul să vă înmulțească familiile și să vă ajute ca fiecare dintre dumneavoastră să mergeți pe calea lui Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu și niciunul nu suntem perfecți. Nu cumva să plece cineva de aici și să zică, oh, fratele ăsta, fraților, acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Omul este plin de insuficiențe și de neputințe. Domnul Iisus Hristos a știut de ce are spus ucenicilor. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă neîncetat. Și dacă nu obosim să ne rugăm, să știți că Domnul este Cel care are momente și vine și ne înviorează și vine și ne dă noi puteri și ne ajută potrivit cuvântului pe care l-am citit aici, ca cu adevărat să fim oamenii care să ne înnoim din zi în zi. Chiar dacă firea aceasta și corpul acesta moare din ziua în care ne naștem, dar sufletul să crească și să crească la o viață veșnică. Domnul să ne binecuvinteze și să rămână cu dumneavoastră aici și cu noi pe drum și acolo unde ne-a rânduit Domnul să mai slujim Domnului, nu știm pentru că. Dacă voia Domnului va fi și ne va ajuta să ne mai vedem pe pământ, vrem fără comentarii. Iar dacă cumva la absurd vorbesc. Nu ne mai întâlnim pe pământ, să umblăm în așa fel fiecare, că atunci când vom fi chemați de aici, frați și surori, să fim realiști. Bine, să fim realiști. Viața nu e la niciunul dintre noi în buzunar.
Și nu este în puterea nici a limbii, nici a banilor, nici a relațiilor, nici a cunoștințelor, a nimic. Este în mâna lui Dumnezeu. De aceea, slăvit, binecuvântat și glorificat să fie Domnul, Mântuitorul nostru. În ultima vreme, la întâlnirile noastre, am citit din cuvântul Domnului despre evenimentul glorios al învierii Domnului Iisus. Cuvântul din dimineața aceasta ne aducea aminte că una din consecințele învierii Domnului Iisus, una dintre ele, dar nu singura, este aceea de a putea trăi o viață nouă pentru Dumnezeu. Aș vrea să vă invit acum să facem o rugăciune în comun. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru că învierea Domnului Iisus aduce în viața noastră puterea aceasta. Iar dacă cineva simte că are nevoie de mai multă putere în această rugăciune, să o ceară de la Domnul. În același timp, aș vrea să încredințăm în mâna Domnului pe fratele Nelu și pe sora Dorina, care vor porni călătoria întoarcerii spre Statele Unite. Dumnezeu să o protească. Amin. Ne rugăm împreună.